În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și fericiți în sânii pe care i-ai sunt. Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 27. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, în tradiția bisericii noastre se obișnuiește ca într-a doua zi a unui praznic mare să fie sărbătorit personajul care are mare implicare în lucrarea mântuitoare ce s-a făcut atunci. Așa se face ca a doua zi de Crăciun. Dacă ne uităm pe calendar, vom vedea că este pomenit soborul Maicii Domnului, prin Maica Domnului, Mântuitorul Iisus Hristos, s-a coborât la noi păcătoși. Scară, dacă nu era, Domnul nu se cobora. Tu ești scara așa de flori, cu un capăt peste nori, tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Deci a doua zi de Crăciun sărbătorim soborul Maicii Domnului și la alte sărbători mari. La Bogotează, a doua zi, îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel ce l-a botezat pe Mântuitorul. Și am putea da și alte exemple. Oricum ne oprim la a doua zi de Crăciun, a cărei vecernie am săvârșit-o împreună acum. Și de aceea mi-am și început predica cu acest verset luat din Evanghelia după Luca. Domnul Hristos predica și o femeie entuziasmată a exclamat: fericit este pântecele care te-a purtat și fericiți în sânii pe care i-ai subt. N-avem cuvinte suficiente ca să subliniem importanța pe care Maica Domnului o are în istoria mântuirii. Sfântul Proclu, patriarhul Constantinopolului, face o subliniere extraordinară referitoare la Maica Domnului și vă citesc. O pântece în care s-a alcătuit slobozirea noastră, o pântece în care s-a lucrat arma care avea să înfrângă pe diavolul, o pământ în care Săditorul firii omenești, fără sămânță, a făcut să crească grâul cel de primăvară. O biserică în care Dumnezeu este preot, nu schimbând firea noastră, ci zidind-o din nou după voia sa, întru care el se aseamănă cu Melchisedec. Maica Domnului este biserica, este catedrala în care Mântuitorul Iisus Hristos este preot. Și atunci, văzând cât de mare e lucrarea ei, pe bună dreptate realizăm de ce a doua zi de Crăciun o sărbătorim pe Maica Domnului. Este soborul Maicii Domnului. Acum, teologia dogmatică
subliniază câteva motive pentru care o prea cinstim pe Maica Domnului. Și primul motiv este că ea e născătoare de Dumnezeu. E născătoare de Dumnezeu. L-a coborât pe Dumnezeu printre noi păcătoși. Al doilea motiv pentru care o prea cinstim pe Maica Domnului este că e pururea fecioară și înainte de naștere, și în timpul nașterii, și după naștere. E pururea fecioară. Al treilea motiv pentru care o prea cinstim pe Maica Domnului e acela că ea e mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii și decât întreaga făptură. Ar fi multe de spus referitor la lucrarea minunată pe care o face Maica Domnului născându-L pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și atunci, pe bună dreptate, o întrebare retorică își pune cântarea de la vecernia la care participăm. Am și auzit-o cântată. Și ce zice această stihire? Ce vom aduce ție, Hristoase, că te-ai arătat pe pământ ca un om pentru noi? Fiecare din făpturile cele zidite de tine, mulțumire aduc ție. Îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, pământul peștera, pustiul ieslea, iar noi ți-o aducem pe Maica Fecioara, reprezentanta neamului omenesc. Noi ți-o aducem pe Maica Fecioara, Dumnezeule, Cel ce-și mai înainte de veci, miluiește-ne pe noi. Și dacă Maica Domnului l-a coborât pe Mântuitorul printre noi păcătoși, și din motivul acesta o cinstim, o preamărim mai mult decât pe heruvim și pe serafim, dacă Maica Domnului l-a coborât pe Domnul Hristos printre noi pământenii, trebuie să subliniem faptul că, prin Sfânta Cuminecătură, Domnul se coboară și vine în trupul nostru. Am repetat în ultima vreme de mai multe ori versurile lui Vasile Militaru, care subliniază această realitate. După ce ne-am pregătit, am postit, ne-am rugat, am citit în Scriptură, am făcut milostenie cât am putut noi, ne-am spovedit, după toate acestea, Mântuitorul vine în ființa noastră, vine în trupul nostru, se coboară la vieții de pământeni care îl așteaptă. Și mie tare mi-este dragă această poezie a lui Voiculescu. În coliba întunecată, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată. Coliba, cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit. În mijloc tron luminos și pe tron Domnul Hristos, care mult se bucura, Duhul Sfânt s-a alătura și acolo rămânea și acum și pururea. Și răspunsul nostru, și noi, Doamne, ne-am gătit, colibele am curățit, uși, ferestre, toate-s noi, Doamne, intră și la noi. Și mamele noastre ne învață că lucrul acesta se petrece. Maica Domnului l-a pogorât pe Mântuitorul din cer pe pământ. Mamele noastre ne apropie pe noi
de Dumnezeu ne educă, ne formează, ca să fim în stare să-L primim pe Domnul Hristos, ca să ne bucurăm de venirea Lui pe pământ, ca să ne bucurăm de faptul că El se sălășluiește în ființa noastră prin sfânta taină a cuminecăturii. Mamele noastre sunt jertfelnice, bune și dascăli foarte dragi sufletelor noastre. Nu în zadar, a scris Coșbuc poezia pe care și școlare o știu, dacă o mai știu. Afară ninge liniștit și în casă arde focul. Iar noi, pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce când mama spune de Iisus cu glasul rar și dulce? Cum s-a născut afară în frig, în ieslea cea săracă, cum boii peste el suflau căldură ca să-i facă? Cum au venit la ieslea lui păstorii de la stână și îngerii din cer cântând cu flori de măr în mână? Și mai târziu, când ne prindea pe vatra veche somnul, în vis vedeam doar flori de măr și în fașă mic pe Domnul. Așa și-amintea Coșbuc de mama lui, care a rămas în sat în Hordou, iar el era departe în București și-o amintea cu sfântă evlavie pe mama lui. Și am zis că mamele noastre sunt catehet extraordinar și ne ajută să-L primim pe Domnul Iisus Hristos, care a venit să se nască și să crească pe noi, să ne mântuiască. Credința pe care o avem se datorează și mamelor noastre, de multe ori, în mare măsură, mamelor noastre. De aceea, a doua zi de Crăciun, fiind soborul Maicii Domnului, preamărind-o pe Maica Domnului, nu se poate să nu ne aducem aminte și de mamele noastre, pentru că ele ne-au apropiat de Hristos, cel mititel și înfățecel, înscute de bumbăcel. Ele ne-au învățat să ne rugăm, ele ne-au învățat să colindăm, și viața noastră duhovnicească, în mare măsură, li se datorează lor. Așa se face, iubiți frați și surori, că în a doua zi de Crăciun o sărbătorim pe Maica Domnului, prin care Domnul Hristos a venit la noi păcătoși. Și dacă ar fi să rezum predica mea, aș rezuma-o așa, tot printr-un titlu de priceaznă, de cântare, de procesiune, Maica Cerului, nădejdea poporului. Maica Cerului, nădejdea poporului, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin.